Da. Cât ți-e sete, este? Că au murit. Fiți atenți aici. Doriane, fii atent. E pentru tine. Dar te poți sfătui cu Ana și cu Ana. Te concentrezi? Mă concentrez și eu. Doamne ajută să câștigi, să mergi mai departe. Băi, nici eu nu știu ce urmează, că suntem în direct, dar pe cuvântul meu doar îmi place. Superstiție. Ce înseamnă să primești cadou un ceas de la parteneră, Doriane? Despre tine e vorba. A, e vremea despărțirii. B, apreciază timpul petrecut împreună. Ce? Te vrea de vreme acasă, da, Doriane. Bănuiești sau ești sigură? Bănuiești sau ești sigură? Spune varianta cu toate răspunsurile. A, e vremea despărțirii. A, e vremea despărțirii. Nu crezi că ar fi fost aia cu papucii, că-s măsura ta? Și asta e corect. Răspuns corect, mă, e bine! E bine! Dar așa, cu papuce! E divorțat, are pensia alimentară acolo, tot ce trebuie. Ai primit ceas? Are 2-3 ani de când am primit ceas. Am primit de 3 ani am ceas. Serios? Am primit ceasul fără ceas. Nu mai dădeam ceasul. Bucată ești gura ta, păi eu ar fi trebuit. Dacă dai un ceas, nu înțeleg nimic. Eu ar trebui să am colecție de ceasuri. Nu că te-ai despărțit de el? Da, nu e. Ce dai cadou? Foarte ghinion. Foarte ghinion, ai timpul limitat. De ce ai mai dat banii pe ceas dacă te despărți? Așa e. Și înțelegi. De dai ceas, zic mișto, nu de cred că la simt, principal. Dai un Rolex la băiat să nu se supere că pleci. La băiat, stai și băiatul liniștit când pleci. E timpul să vă opriți. Așa. E timpul să vă opriți. Wilmark, dă cu zarul. Mergem mai departe. Cum nu te supăra, frate? Ia să vedem. Bun. Eu știu că aveți limba rapid, arnită, da? Rapid, rapid. Hai, Wilmark. 6! Regula lui 6, fii alături de mine, stai aici. Bine, stai că ai o provocare, am aflat acum că ai o provocare. Provocare pentru Wilmar, faceți liniște, e important. După care, îi mai dau o dată cu zarul. Mie okay. Mi se pare că e simplu, vindeți pionul ca la teleshopping. Unde e pionul tău? Uite acolo pionul tău, îl vezi? Eu nu sunt bun. Poți sta aici, poți sta aici și ai 30 de secunde. Ca la cadou, prețuri de două, start! Señoras y señores, damas y caballeros, veniți aici, v-am adus aici pionul, unicul, incredibilul, singurul, singurul care merge dansează singur. Ia uitați la el cum se îmberte, luminița albastră, luminița alba. Are capra? Sí, señor, ¿dónde? Te dau acum. Dacă sună imediat, sună acum și primești 2 la preț de 1. Îl dau pe asta cu ala lui Monica și dacă mă sun, îl dau și pe Dorian Popa. Sună acum. Vino aici, te dau tot fierul să se dai tei, doar pentru 100 de euro, dacă Dorian da 1! Băi! Ești tare, mă! Ferească Dumnezeu! Vezi că a început să-i placă la un moment dat. Auzi? Aici aproape de mine. Doamnelor și domnilor, cel care urmează să dea din nou cu zarul este nimeni altul decât Wilmark! Încă mai dă șase! O secundă! O secundă! Înainte să... Ce situație avem? Înainte să dea încă o dată cu zarul, avem un duel. O ciocăneală. Amna! Da, eu... N-ai ce să fac. Ai fost ciocănită. Eu n-am făcut nimic din. Vino aici. Eu stăteam. Tu stai. Tu stai și intră... Intră Wilmark peste tine. N-am vrut. Intră Wilmark. Tu faci duș și intră Wilmark în cărța. Ai ora. Ai casco? Ce înseamnă... Ce înseamnă acest battle? Este foarte important. E aproape cam ca la jocul dublu, doar că de aici încolo nu avansează nimeni. Okay. Dacă vei câștiga acest duel, vei rămâne pe această bulină. Nu e loc pentru doi pioni. Okay. Dacă vei câștiga, rămâi tu pe bulină. Cine pierde, mamă, merge înapoi la start. Are foarte mult de pierdut Wilmark, pentru că observați ce traseu a parcurs. Wilmark la start! Am o rugăminte! Am la start! Copia mare, valoare! Haideți să vă spun cum stau lucrurile. Magicianul Robert Tudor are un joc super tare pregătit. O să vă rog să mergeți la el și să-l încurajați pe Wilmark, pentru că el are mai mult de pierdut. Nu te supăra! Frate! Hai, mergem și noi să vedem despre ce este vorba aici. Hei, haideți, veniți la mine să ne jucăm! Ia uite-le! Bun! Alegeți-vă câte un partener din fiecare echipă, pentru că va trebui să-l transformăm într-o mumie.
Ok, un partener din echipa mea. Da, fiecare cât un partener din echipă va fi un joc în echipă. Alege pe cineva din echipa ta. Hai, hai, că... Ana, Vivi! Ana, Ana. Ai două variante. Ana. Da. Ana, și tu ai ales-o pe Vivi, da? Ce te-a făcut să o alegi pe Bibi? Era în dreapta mea. Mi era mai ușor. Tot timpul, ce dragoste! Care o singură mână. Păi cum e aici? Aveam doar o singură mână și am zis, dacă tot dreapta... Până era și stânga. Am intrat la spate. Acum cer dreapta, acum îmi faci ura pe stânga. Stați, vă rog, în dreapta. Auzi, dar ea e mai înaltă, avem o hârtie. Da, va trebui, aveți cât de două hârtii. Să n-alergi în jurul ei. Va trebui să o faci... Ia uite, Amna. Da. O faci cât mai bine, sul, da, să fie mumie, astfel încât cât mai puține părți ale corpului să se vadă. Aveți la dispoziție un minut. Hai să-ți mai zic o dată, da? Zi. Trebuie să faci, să o faci pe Mimi mumie, astfel încât să se vadă cât mai puține părți ale corpului, da? Cea mai tare mumie! Haide! Da. Magiciene! De unde începe? Să nu te... Începem! În 3, 2, 1 și începe! Nu te supăra, frate! Să faceți o mumie în 60 de secunde. Cine reușește asta, merge mai departe. Cine nu, ce dracu hârtie e asta, mă, frate, mă? La start e hârtie igienică, dai seama. Era sepică. Aha, aia, mai ușor. Vă desfac următoarele suluri. Mai aveți încă un sul. Asta-i de-aia proastă, ieftină. Fiecare echipă. Bravo, uite cum se descurcă. Bravo, măi. Bravo, Wilmer. Wilmer, ești în față, frate! Ești în față! Ce e în față, mă? Unde e în față? E în față, 19 secunde! 19 secunde! Împodobește, mamă, Bradu! Și nu te întrista! Că a venit Wilmer! 5 secunde! Mai aveți 200! E bine, e bine! Mai aveți 200! Stop! Stop! Stop, 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 Amna, stop! Da. Stop, de unde ești, mă, fată? De unde ești, mă? Zici că la cântar așa faci. Am un fir de păr pe față. Hai să ne uităm. Ne uităm. Eu cred că are mai mult Amna. Suntem imparțiali, da? Eu zic că nu are mai mult Amna. Capul se vede la amândouă. Are mai mult Amna. Lasă vrăjeala, uite-te pe cameră. Are mai mult Amna. E egalitate. Ia să luăm sfârșit. Nu e adevărat. Băi. Care e egalitate, bă, Monico? Niciodată egalitate. Monica! Băi, că nu vine la tine. Egalitate! Egalitate! Amna! Vreau să vă zic! Sincer vă spun, vină puterul să firmezi și tu. Uite egalitate, Monico, că tu are 2 metri pe lângă asta, oameni. Are 2 metri. Lasă-mă puțin. Deci atenție, lasă-mă. Uite-te și la hârtie, uite-te și la hârtie. Uite-te la ochi. Stai-mă puțin, stai-mă puțin. Ce-i mortăciunea asta, domnule? Alo, lasă-mă, te-a zic. Lasă-mă, mă. Lasă-mă. Ăsta este sigur. Ce, lui urmă. Diferență, iau te, stai, da. stai, vino cu aia. Doamnelor și domnilor. Își ține. Are trei sulei acolo. Pleacă-mă de aici, că nu e adevărat. Doamnelor și domnilor. Dacă faceți asta, e, deci au la această probă, câștigător la puncte, felicitări, Wilmer, te-ai descurcat minunat. Așa, bă, băiatule, da! Merita. Cinstit am fost. M-am învârtit atât de tare. M-am mărcat și în hârtie. Am fost cinstit pe onoarea mea. Pe onoarea mea, domn judecător. Eu, clondinul de mastică și cu două suluri, doar hârtie mumie. Nu te supăra, frate. Să faceți liniște. În acest moment, Wilmer merge înapoi la start. Înțeleg clar că Wilmer a pierdut această probă. Ai câștigat Amna, da? Ofticosule! Așa. Dorian Popa, responsabil cu circulația în platou. Hai, Amnico, zboară, puiule! Domnul, dacă toți sunteți de la ordine, ați putea fi și de la curățenie să-mi luați. Da, clar, ok, zic, cum o nu. Stai așa ca să zboare. Zboară, puiule. Faceți puțină liniște. Sunteți fericiți că a ajuns Wilmer la start? Wilmer, mai dă o dată că a dat 6. Wilmer!
Nu uitați, vă reamintesc că avem și un premiu de 500 de euro. Da, ați auzit foarte bine, Antena 1 oferă 500 de euro celor care urmăresc postul nostru de luni până vineri între orele 17 și 19. Fiți atenți să prindeți indiciul care apare pe ecran de câteva ori în intervalul ăsta orar între 17 și 19. Faceți poză cu indiciul, faceți selfie, încărcați poza online pe a1.ro. Apoi, la Super Neața, Răzvan și Dani vor alege poza câștigătorului. Autorul acesteia va fi premiat cu 500 de euro! Wilmar, e rândul tău. Mulțumesc. Ai pierdut, îmi pare rău. Ai pierdut. Trebuie să dai el.